pură ședința la Cetine a fost stipulată în tratatul de pace de la San Stefano și a fost recunoscută pe plan internațional prin Congresul de la Berlin în 1878. La sfârșitul primului război mondial, la Podgorica a fost convocată, după retragerea trupelor austro-ungare, o adunare a muntenegrenilor adepți ai Uniunii cu Serbia, care la 1918 a proclamat detronarea regelui Nicolae I și unirea Muntenegrului cu Serbia. Muntenegru a devenit parte a statului iugoslav, iar în 1946 una din cele șase republici din cadrul Republicii Populare Federative Iugoslavia. Podgorica a fost distrusă de bombardamente în proporție de 80% în timpul celui de-al doilea război mondial. A devenit noua capitală a Muntenegrului între 1946 și 1948.